campioana României la basket masculin, invitată la masa bogaților. CSU Ploiești a acceptat invitația de a participa în sezonul viitor în EuroCup, a doua cea mai tare competiție din basketul european. Formația ploieșteană a profitat de faptul că FIBA a extins numărul echipelor de la 32 la 48. Trupa antrenată de Dado Arnautovici are două variante pentru locurile de disputare a meciurilor: sala Olimpia din Ploiești sau noua arena lui Dinamo din București. Oficialii clubului speră ca băieții lui Arnautovici să joace în noua sală din vestul orașului, care să fie inaugurată chiar cu o partidă din EuroCup. Locomotiv Cuban Krasnodar, campioana ultimei ediții a EuroCup, este nimeni alta decât fosta Locomotiv Rostov, pe care CSU a învins-o în 2005 în finala Europa Cup. Ultima apariție a campioanei României la această întrecere a fost acum 5 ani, când la Ploiești jucau echipe precum Acașvaiu Girona sau Galatasaray Istanbul.